Mihai, ne revedem din nou înainte de Cupa... Copșa Mică. Păi la Copșa Mică suntem. Cum te ai cu pregătirile? Bine, bine. S-au terminat înscrierile, s-au terminat programarea meciilor, grupele, tragerea de sorți, totul e pregătit. Astăzi ultimul antrenament, totul e pregătit. Cam de unde o să vină colegii tăi de competiții? Că voi sunteți așa o familie mai mare. O familie foarte mare. S-au înscris 89 de jucători de badminton din toată țara. Începând de la Iași, București, Deva, Timișoara, Brașov, Cluj, Târgu Mureș, din toată țara. E cea mai numeroasă participare sau să fie cea mai numeroasă participare? Ai avut mai mulți de 80? De... Am avut 86 anul trecut, acum am sărit la 89. Bravo! Dar suntem la limită. Având doar 5 terenuri, suntem cam la limită de să ne putem încălzi în 3 zile. Deci, nu ne trebuie mai mulți. Da, deci e chiar la fix, așa cum zice. La limită, ca să terminăm duminică undeva la... Ne-am programat la 13:30, da? Mai apar decalaje, mai apar... Ne încadrăm undeva la plus minus o jumătate de oră, o oră maxim, sper să ne încadrăm. Liga A, B și C, nu? Cam din cele trei categorii, care o să fie mai numeroși, mă refer la jucători? Mai numeroși? Da, da. Mai numeroși în Liga C. Începători, ar fi începători, dar sunt și jucători mai buni. Pentru că să jucăm pe puncte, cei care nu au participat au puncte și au voie să se înscrie la orice. Cei care au puncte au voie să se înscrie doar la liga care le dă punctele. Deci nu pot să coboare la liga inferioare dacă au puncte acumulate. Și atunci, majoritatea fiind fără puncte, sunt cei mai mulți la Liga C. Din punct de vedere a prezenței, o să ai ceva noutăți din alte orașe care nu au mai fost până acum, la Copșa? Da, sunt. Sunt din toate orașele care le-am enumerat, sunt noutăți. Sunt oameni noi care vor să vină, care au fost, care n-au fost. Sunt din toate localitățile. Pentru că nu ne schimbăm prea mult. O să vină doi din Republica Moldova, e o noutate. Am fost eu la Chișinău. Știu. În iarnă și acum am întors și ei vizita. Cum e comunitatea acolo de jucători de badminton? Cât de popular e la Chișinău? Sunt puțin peste noi, ca și valoare. Nu? Puțin peste noi, da. Și ei și bulgarii. Puțin peste noi. Au alt, nu știu, altă școală de badminton. Chiar dacă sunt mai puțini, sunt peste noi. Bagă bani mai mulți. Interesul e mai mare, nu știu care e, dar sunt peste noi. Și în România, care ar fi centrul badmintonului? De unde se dă ora exactă? Timișoara, București. Onești și Galați, cam astea sunt. A fost și Iași, acum am centru mai mic, Iași la... E mai mare la amatori, are o perioadă în care nu au jucători profesioniști, să le spunem. Că nu chiar sunt profesioniști, da? De elit, clasa elită, avem ABC și elitul. Deci voi da București, cum am zis, Galați, Onești și Timișoara. Pentru că suntem la Copșa Mică, în țara unde se va desfășura evenimentul, hai să vedem voi, copșeni, ce vă lăudați? Suntem 15 care participăm de la Liga A, la Liga B, la Liga C. Toate ligile le avem. Copii, am scris și copii în competiție ca și anii trecuți. Copiii care au depășit o anumită valoare. Suntem. Jucăm și al simplu, și dublu, și dublu mix. Jucăm toate probele. Nu ne lăsăm. Voi, Macarei, unde să fiți? Macarei suntem peste tot. De la A până la C. Începând cu mine, medial la A. Marcus joacă la C. Gabriela joacă la C și la B. O să faci echipă cu Gabriela? De data asta la Cușa nu. De obicei fac mixul cu ea peste tot în țară, dar medial nu am un partener și valoric este mai bună și încerc și eu să dau o lovitură la mix. A, deci o să fie tată-fică, da? Tată-fică, da. Încerc să fac ceva mai mult. Mai sunt echipe, așa, tandemul ăsta din colegii tăi care mai fac mixt? De la Iași mai vine un tată-fică care joacă mixt. Și așa să ne duc aminte acum. Nu mi-a văzut. Mai sunt tată-băiat, Paul, cu copiii de la Copșa Mică, Paul Drăghiciu. Da. Și el joacă copiii. Se combină cu vintei, da. Dublu, el cu unul dintre ei joacă dublu la categorie superioară. Mai sunt. Care o să aibă emoțiile mai mari, tu sau el?
La mixte. Nu, mai am emoții, mai sunt emoții, deja ne cunoaște. E vorba de încrâncenarea din partidul emoții. Nu, emoții mai apar probabil la simplu, la jocul de simplu, când mai am și eu jucători care nu i-am bătut niciodată și acolo deja apar emoții. Care sunt tot aproape cu ei, dar nu se arată victoria. Atunci mai apare câte emoții, dar nu e de rău. Jucăm după ce are. Da, sunt cu siguranță anumiți sportivi sau echipe care, nu știu, sunt preferați sau au o poziționare foarte bună, au un avantaj față de alții. Care sunt cei mai bine cotați care vin la Cop și la Cupă? Acum avem Timișoara 2, fost jucători care nu au fost la Cop și până acum, fost mari jucători, sunt la vârsta de 49-50 de ani, dar sunt greu de bătut. Sunt greu de fost jucători și buni jucători. Cu unul dintre ei am jucat, cu celălalt n-am jucat, adică contra lor nu am jucat încă. Vin și de la București fost jucători, vin și de la Iași fost jucători, care joacă la Liga A acum, dar sunt peste 35 de ani toți. Deci nu fost jucători peste 35 de ani, nu vin jucători sub 35 de ani să joace la Liga A, că n-are rost. N-are rost. E diferența prea mare, da. Da, e diferența de valoare foarte mare. Fac antrenament zilnic, noi cum putem. O să fie transmis online din nou? Da, o să avem din nou live streaming pe terenul principal, cum am avut și în anii trecuți. Totul este pregătit. O să avem și Wi-Fi în sală pentru toată lumea. O să avem și masă festivă la domnul primar. Ca în fiecare an. Ca în fiecare an, da. Ne ținem de ritualul nostru care ne ajută la organizare. Colaborarea cu Federația Română, cum e? Pentru că i-am văzut pe afiș, voi sunteți oricum, cred că e în calendarul competițional. Da, este în calendarul competițional. Ei ne fac tragerea la sorți, ne ajută cu înscrierea online, cu programul care și cu programarea meciurilor. Cam atâta. Mai multe nici nu au ce să facă, pentru că noi, ca și organizatori, știm ce avem de făcut. Doar respectăm regulamentul Federației Române. Acum, în iunie, suntem cumva la jumătatea anului competițional? Sau cum se împarte? Da, chiar, de obicei, Copșa Mică încheia jumătatea anului competițional. Anul acesta nu a fost nevoie să mutăm, inițial am programat pe 24-26 iunie și ne suprapuneam cu Timișoara. Da, greu de bătut. Adică, de concurent. Ca și weekend, să nu era greu de bătut, dar n-avea rost să fie două competiții în țară în același interval de timp. N-avea niciun sens. Pentru că nu suntem atâția să ne împărțim în două și e păcat să pierdem una pe cealaltă. Și așa o să încheie ei anul competițional, dar pe 1-3 iulie, an, jumătatea anului, nu an, pe care reluăm în septembrie, sfârșitul septembrie, să reluăm iarăși competițiile. Și ca și rezultate, voi anul ăsta, având, acum înainte de cupă, cum stați? Stăm rezultate, schimbându-se ligile. Au fost Liga B și C, am trecut numai acum a apărut A, B și C, întrucându-se și punctele care ne departajează, am trecut la grupe valorice mai mari și e mai greu să mai obții câte un rezultat, dar suntem acolo. Sferturi de finală, semifinale, mai prindem și câte o finală. Vedea, la mix are două finale, trei finale jucate anul ăsta. Una câștigată, două pierdute. Are un partener de la Iași, un student marocan care a fost anul trecut la Copșa Mică. Și pe el joacă mix, acum n-am putut să vină când se simne. Și are. I-au prins. Noi mai tragem un pic. Da. Tu ești mulțumit? Ca și... Da, sunt foarte mulțumit. Sunt mulțumit pentru că joc cu fost jucător și chiar dacă nu prind o semifinală, undeva în sfert sau chiar dacă nu ies din grupă, dar am trei meciuri și acum am grupa aia, cea mai grea grupă. Părerea mea că e cea mai grea din cele patru grupe care sunt. Suntem patru în grupă, trei meciuri de foc. O să am vineri seara trei meciuri de foc de simplu. O să începem cu simplu numai, deci vine, jucăm numai simplu, pe toate nivelele, pe toate categoriile, simplu. Continuăm cu dublu mixt, dublu, pe care intrăm în optim, sferturi, semifinale, duminică să avem semifinale și finale. Să încheiem de bine. Spor la treabă, felicitări și invităm pe medicieni să vină să vă vadă. Sperăm că o să apară și anul acesta 2-3 cât au fost, nu se prea ghesuie, dar poate totuși
Își doresc să vadă ceva spectaculos. Ești dezamăgit cumva de, nu știu, popularitatea jocului ăsta în zona noastră, a județului Sibiu, media și cum? Nu pot să zic că sunt dezamăgit, pentru că nu s-a făcut nu am popularizat la nivelul care trebuie popularizat, pentru că nu permite timpul. Dar nu este mai mare în țară popularizarea, așa că n-am de ce să fiu dezamăgit, atât timp cât vin 89 de sportivi la Copșa Mică și suntem noi care ne antrenăm peste 20, eu zic că e bine. Totdeauna este loc de mai bine, dar e bine. E bine și așa. Și cei care vor să vină să joace badminton, ia legătura cu tine, nu? Unde? Cred că o să ia legătura cu mine. Avem pagina pe Facebook, Badminton Copșa Mică, acolo e trecut programul de antrenament marțea și vinerea. Eu sunt ușor de găsit, doar să-și dorească să vină să facă mișcare. La cât mai multe victorii, pe oră. Mulțumesc, vă așteptăm.